Răpirea copiilor din Republica Moldova devine un fenomen tot mai actual în țara noastră. Concluzia alarmantă aparține avocatului poporului Tamara Plămădeală. Astăzi o să discutăm despre o problemă, consider eu că este foarte gravă, este vorba despre copiii noștri care suferă în urma cazurilor de scoatere ilegală din țară sau răpirea copiilor, fie de către unul din părinte. Și, desigur, o să vorbim despre care este, de fapt, reacția autorităților de stat care sunt competente pentru a ajuta acești copii ca să revină în Republica Moldova. Aici, alături de mine, este o mamă a doi copii care a trecut prin această suferință și, de fapt, și trece și este și la moment, care este căsătorită cu un cetățean a unui alt stat străin. Din căsătorie au doi copii, revenind în țară în odihnă, tată copilului a venit în țară și, desigur, cu ajutorul autorităților noastre locale, copiii au fost luați și plecați la domiciliul tatălui. O să discutăm mai detaliat despre acest caz, de aceea cred că avem și, de fapt, o statistică prin care ne arată că în perioada de 5 ani au fost scoși ilegal din țară 28 de copii. De aceea cred că acest număr trebuie să ne alarmeze și, desigur, trebuie să întreprindem toate măsurile ca copiii să revină acasă. Nu știu de ce, dar am impresia că cel mai slab în acest domeniu lucrează Republica Moldova. Fiecare stat, fie Italia, fie Germania, Suedia, deci își apără proprii copii chiar prin și încălcarea unor tratate internaționale sau acte naționale. Ei niciodată nu o să înapoieze proprii copii altui stat. O să facă tot posibilul ca copilul să rămână în țara sa. Eu v-am distribuit niște materiale prin care aceasta este intervenția mea în cazul mamei, care am solicitat, de fapt, explicații Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care este în calitate de autoritate tutelară, în calitate de autoritate centrală pe cazul de răpire a copiilor. Și, de fapt, și mama copilului s-a adresat către minister pentru că, revenind în țară, să fie ajutată ca să poată fi protejată în țara noastră de eventual caz de răpire sau scoatere ilegală a copiilor din țară. Și, iată, după cum vedeți, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familie, în mod de urgență, remis o scrisoare în adresa mamei copilului și Direcției Municipale pentru Protecția Dreptului Copilului ca în mod de urgență să returneze imediat copilul, tată copilului care are domiciliu în Republica Italiană. Deci în loc să intervenim noi ca autoritate, ca stat, în protecția dreptului copilului, pentru că sunt cetățenii Republicii Moldova și cetățenii Republicii Moldova, noi cu atâta ușurință și prin chiar documente oficiale înapoiem copilului altui cetățean străin. Asta și ne-a făcut să ne indignăm, pentru că în loc să depunem toate eforturile pentru că să ajutăm, cine a întrebat, de fapt, acești copii vor să plece în altă țară sau vor să rămână în țara unde locuiește mama. Deci nu a fost ascultată opinia acestui copil, nu a fost luată în considerație fiindcă copiii respectiv au vârstă de 8 și 10 ani și desigur, conform convenției, copiii pot să-și exprime opinia vis-a-vis de problemele sale. Și deci, reșind din opiniile copilului, autoritățile statului trebuie să reacționeze. Faptul că să fac trimitere ministerul la Convenția de la Haga cu privire la răpirea copiilor este o greșeală enormă, fiindcă înainte de a face acest demers ministerul,
Tatăl copilul s-a adresat către procuratură pentru a fi intentat dosar penal pentru răpire pe mama. Este o ordonanță procurorului prin care refuză intentarea dosarului în 15 octombrie 2014, fiindcă consideră că nu este răpire. Mama a venit cu copiii de bunăvoință în țara sa, în țara copiilor, pentru ca să se odihnească cu voința copiilor. Convenția de la Haga prevede în cazul când este ilicit, contrar voinții copilului, atunci putem considera că este răpire. Atunci ne punem întrebarea în bază la care documente, probe, deși este și ordonanța procurorului, că nu este răpire, Ministerul Muncii emite un astfel de act prin care menționează că de fapt este răpire și vă rog în mod de urgență să înapoiți copiii. Acum ce se întâmplă? Tată copilului cu aceste documente le-a anexat la toate tribunalele din instanțele de judecată din Italia și spune, uitați-vă, autoritatea statului Republica Moldova a considerat că este răpire. De aceea, el acum are cauză de câștig în fața instanțelor de judecată din țara unde locuiește. De aceea, cred că și, desigur, în decembrie 2014, aceasta a avut loc la 1 decembrie 2014, copiii au fost luați. Mai târziu o să prezentăm și declarațiile copiilor care au fost expuse personal vis-a-vis de poziția lor. Avem și evaluarea Direcției Municipale pentru Protecție Dreptului Copilului prin care au ascultat opinia copilului vis-a-vis de unde vor să locuiască, cu cine vor să rămână. Și în acest document este stipulat că copiii vor să fie cu mama, vor să rămână aici în țară, îl iubesc și pe tata și vor să comunice și cu tata. De aceea, nici într-un document nu este stipulat că copilul dorește să trăiască, să locuiască cu tata sau în țara unde locuiește tata. Problema e cum trec copiii noștri pe la frontieră, fără ca să fie minițios ascultați, chiar și opinia copilului să fie întrebați. Acești copii au stat în mașină fără ca lucrătorii de la vamă să fie măcar cel puțin pus o întrebare unde mergeți, ce faceți, cu cine mergeți. Deci, pur și simplu, au stat în mașină, tata a prezentat pașapoartele și ei au trecut foarte liber frontier. Avem cazuri când sunt scoși copiii prin regiunea transnistreană. În adresa Centrului pentru Drepturile Omului am avut 6 petiții în acest sens. 2 ani am intervenit cu 2 cazuri prin care au fost răpiți 2 copii în Rusia. A trebuit să scrim, să facem sesizări, interpelări pentru ca să solicităm intervenția atât a Federației Rusie cât și a Ministerului Muncii pentru ca să intervină să înapoieze acești copii înapoi. Sigur, este foarte greu să obțin copiii sau să fie returnați înapoi în Republica Moldova pentru că în statul care au plecat nu sunt așa desigur, nu sunt așa de simpli ca să dorească să înapoieze acești copii. Ei depun toate eforturi, încă o dată repun, chiar și merg pe căi ilegale, cu încălcarea legii, dar copiii lor rămân în țara lor. Acum copiii sunt cu tata, conform tribunalului din Italia, deci este o hotărâre provizorie prin care mama este separată de copii, nu are drept, are foarte, deci o să vă povestească ea câte zile are dreptul ca să comunice copiii, practic nu participă la comunicare, la educare, întreținerea copiilor, este lipsită de aceste drepturi părintești. Și totodată și copiilor le este interzis să comunice cu mama. Pe lângă aceste cifre pe care le avem, care au fost semnalate instituțiile, autoritățile statului, avem foarte multe cazuri în care părinții, deci unul din părinți ia copilul la domiciliul său, fără acordul
fie că de la grădiniță, fie de la școală, fie unde se află copilul, puțin fără supravegherea celorlalți părinte, el este într-un mod, să spunem că este răpire, dar nu poate să fie răpire. Dar este prin înșelăciune, deci luat copilul sau chiar cu forța este luat de către celălalt părinte. Nu este stipulată în legislație ca pe parcursul examinării cauzei de determinare a domiciliului copilului, instanța să emită o decizie provizorie pentru ca să determină domiciliul copilului până a fi o hotărâre instanței de judecată. Și astfel, în această perioadă, deci părinții reciproc, deci trag de copil unul la celălalt părinte. De aici apare, de fapt, un stres psihologic față de copil, fiindcă este pus în pericol, deci sănătatea acestui copil, mă refer că fiindcă abuzat psihologic în fiecare zi, în urma scandalurilor din partea părinților, este grav pentru copii. Maria Negara este mama a doi copii. Cu lacrimi în ochi, femeia povestește experiența neagră prin care este nevoită să treacă împreună cu odraslele ei. Am locuit pe hotare 15 ani. Am fost căsătorită cu un, adică sunt deja încă în căsătorie cu un cetățean italian. Am doi copii. Pe data de 7 iulie am decis să vin în țară. În vacanță, de fapt, el a fost de acord la început, pentru că am venit cu documente, cu pașapoartele copiilor. Am ajuns în țară după, de fapt, litigiul deja era între, deci în genere, în familie. Vorbind cu copiii și văzând starea psihologică și presiunea psihologică care o aveam din partea lui, am decis să rămânem în țară cu copiii. Copiii au fost, să zicem, înscriși aici la școală, la Chișinău. Totul mergea foarte bine, de fapt el venea când vroia, a fost de acord până la urmă, venea când vroia, vedea copiii. Noi pur și simplu am decis după asta să dăm la divorț aici în Republica Moldova și am apelat la Ministerul Muncii și a Protecției Sociale, și anume doamna Bulida, care o cunosc foarte bine. Eu fiind un lider în diaspora, sunt președintele Asociației Naționale a Migranților Moldoveni din Italia, de fapt colaboram cu doamna Bulida și nu era, această temă era destul de socială. Ea venea la noi în diaspora foarte des, spunând femei veniți acasă, făcându-și semnul crucii, care ar fi de dorit, spunând copiii, veniți, aduceți-mă, ați făcut copii prin toată lumea, aduceți în țară, întorceți-vă. Eu am mers la ea pentru că m-a chemat, desigur, ea și mi-a dat această ordonanță urgentă de întoarcerea copiilor și anume întoarcerea copiilor mei pentru binele lor, fără un temei. De fapt, Dumbrăveanu, Viorica Dumbrăveanu a scris această comunicare urgentă. Deci nu a luat absolut în considerare nici evaluarea psihologică a copiilor, nici părerea lor, nici ceea ce a spus profesoara la școală sau ceea ce au vorbit psihologii care, în care copiii mei erau, desigur, urmăriți de ei. După ce doamna Buliga a dat această ordonanță, sau nu a fost decât să-mi spună, păi bine, eu după asta vin și lupt cu tine umăr la umăr, noi ne cunoaștem, sau mai bine faci pui, ca să nu putem da acest răspuns, pui adresa ta în Transnistria. Deci ăsta a fost răspunsul ministerului și a ministrului, spun adresa în Transnistria, numai în așa mod ei nu vor putea lua această decizie. Nu este corect pentru că vă dați seama, eu punând adresa, vin copiii la Chișinău, știau toți la unde merg la școală, vin din fiecare dimineață din Transnistria, adică era, trebuia să se creadă ea singură pe dumnea ei. La moment, cum vă spuneam, copiii mei sunt în Italia. Desigur, eu m-am reîntors și pentru că cu ajutorul autorităților noastre am fost condamnată la un destin care eu nu am ales la moment și nici copiii mei. Fac chiar și un apel, să spunem așa, coloșilor, da? Republicii Moldova, domnul Corman, domnul Lupu, premierului Leancă,
să fim atenți până la urmă cine alegem și dăm fotolii. Pentru că ca doamnă, ca mamă, cum se consideră doamna Bulira și un ministru protecției sociale, desigur, nu cred că ar trebui să ia aceste decizii contra mamelor noastre, ba din contra. Pentru că copiii plec și asta este fenomenul migrației, pentru că femeile au plecat 10-15 ani în urmă, au suferit. Acum vine momentul când se întorc în țară pentru că nu mai pot să reziste. Și venind în țară, nu găsesc ajutor, dar găsesc doar condamnări, să spunem așa, sentințe. Cum, în așa caz, cum Ministerul apără cetățenii Republicii Moldova? Copiii mei erau cetățenii Republicii Moldova. Mai avem și un caz recent, la 26 noiembrie, tot a fost, s-a adresat o mamă prin care din Republica Armenia a fost luat copilul de la școală, fără ca să cunoască mama, fără care când s-a trezit că a rămas fără copil. Deci iată care este situația. Vreau să pun accent că în Republica Moldova foarte ușor se poate scoate copiii pe frontieră, fără ca cineva să intervină, să le acorde suportul necesar. Din contră, avem cazuri care ne preîntâmpină. Vin cu cerere și vă rog, ajutați-mă, că știu că copiii mei o să fie luați de către tata, o să vină în țară și o să fie luați copilul. Ajutați-ne, preveniți-ne. Noi am făcut sesizări și la procuratură și la poliție pe aceste cazuri și am solicitat să fie ajutați acești părinți în cazul că dacă este vorba de careva răpire sau scoatere ilegală acestor copii. Totuși, până la urmă, acești copii au fost răpiți. Deci, iată ce ne alarmează. Dați să vedem că unde este problema și ce putem face ca să acordăm tot suportul necesar acestor copii. Să ajutăm mamele noastre care, iată, din informația pe care ne-o prezintă doamna Negară, deci în Italia sunt foarte multe mame care s-au căsătorit și au copii, care au ajuns în situații foarte dificile, nu cunosc cum să vină acasă, cum să-și protejeze proprii copii, care sunt cetățeni și a Republicii Moldova. Și avem cazuri de sinucidere a mamei. În Italia avem caz când și-a pierdut și de minți. Mama în cazul când a fost cumva înlăturată de la creștere și educarea copiilor. De ce mamele noastre, de ce de fapt reușesc părinții sau tata copiilor din Italia să le poată elimina atât de ușor pe mamele noastre de la creștere și educarea copiilor? Da. Eu cred că interesul, nu știu, sincer să fiu, sau a fost mituială, sau a fost... Nu știu, nu pot să... Dar credeți că ar fi vorba de mită? Păi desigur, pentru că la început mi-am spus că fiți liniștite, nici într-un caz nu vor fi dați copii, pentru prima dată copii, noi niciodată nu dăm copii, adică altor țări. Și doamna Dumbrăveanu, ultima oară, deci m-a vorbit foarte urât, spunându-mi că ce pedepsite femeile, că vă căsătoriți cu italieni și luați avierile și bunurile și veniți în țară. Deci eu nu știu cu care curaj și cum a putut doamna Bulica într-adevăr să semneze un astfel de act. Nu am idee. Și încă o întrebare pentru doamna Tolmădeală. Ați spus despre 28 de copii scoși ilegal cu 4-5 ani. Spuneți-ne-vă mai exact cum copiii și au fost scoși curat și în general care sunt condițiile, ce prevede legislația noastră, ce trebuie să dețină un părinte ca să traverseze legislația cu un copil. E nevoie de acordul celălalt părinte sau nu? Exact. Au fost intentate 20 de cazuri penale pe articolul 207 codul penal de scoatere a copiilor din țară. Scoatere ilegală, fie fără acordul părinților, fie fără documentele necesare. Adică acordul trebuie să fie făcut la notariat în cazul când este scos copilul din țară. Mai puține cazuri avem pe răpire, fiindcă este foarte greu să demonstrezi, așa spun organele de anchetă, că a fost o caz sau o situație de răpire. Deci, dar scoaterea ilegală, deci noi avem dosare penale intentate. Dar
Sunt din familie și cu colaborarea altor străini. În cazul meu a fost și colaborarea altor străini pentru copiii mei, au vorbit tot. Și deci era ziua copilului meu când a fost, făcea 10 ani. Și am lăsat cu taicul la prânz. Și am aici la San City, unde am deschis, așa mi-ar să-i cumpăr cadouaș. Și am început să telefonez, nu mai răspundea la telefon. Deci telefonul a sunat până ce au ajuns în România. Când au ajuns înainte de vamă la Leușeni, a fost schimbată mașina. Avem și nume și familie, dar desigur este prea de grabă încă să le spun publică. Da, merge anchetă. Nu, ei au fost mințiți. Au spus că merg la un parc de distracție, pentru că este ziua copilului meu în România. Și au mers la Bacău, au dormit o noapte la Bacău, un copilul meu a încercat să fugă. Am registrat la tot asta. A scris pe Instagram, pe toate rețelele care era posibil, dar taică-sor reușea să intre să le șteargă. Și taică-sor era împreună cu bunicul din Italia. Copilul a încercat să fugă, l-a ajuns pe scări și a spus că dacă fugi și mergi la mama, acum vei fi pedepsit pe viață. A dormit la hotelul Decebal la Bacău, deci știm tot. După asta, a doua zi dimineața, a venit altă mașină și au mers în aeroport. Tot la Bacău, nu au luat ultimul zbor, când mă găsesc după masă, ca să liniștească copiii, pentru că copiii plângeau și strigau foarte tare în aeroport. Și eu m-am întors aseară, noapte, din Italia, deci, cum am spus, stau lângă ei, chiar dacă la moment copiii nu locuiesc cu mine. Reușesc să-i văd după școală, ei ies la 4:30. De multe ori chiar nici să nu mă apropii de ei. Nu. Acum taică-sul mi-i permite jumate de oră, 20 de minute, deci așa. Dar de ce cauză copiii? Eu violent, nu, asupra lor violent, adică fizic, nu, absolut psihologic, desigur, dar ei sunt înfricoșați pentru că au văzut realitatea care e. Ei, vă dați seama, iese de la școală, nu poate să se apropie de mine, dar trebuie să se apropie prima de bunic, pentru că el nu poate să ia. Și pentru când 10 ani de zile eu am fost prezentă zi de zi, fiind reprezentant de clasă, fiind când parte din comitatul școlăresc, deci ei nu pot să accepte. Chiar și declarațiile care sunt făcute de profesori la școală, că sunt în favoarea mea, desigur, el spuneau că eu uitam copiii la școală sau... Doamna Plumădeală, ce pot face în aceste cazuri? Ce pot face în aceste cazuri? Da, eu o să vă dau încă un exemplu. Din 2011-2014, informația de la Ministerul Muncii, prin care am solicitat-o, au fost inițiate două proceduri privind reîntoarcerea copiilor în Republica Moldova din Federația Rusă și Germania. În această perioadă, doi copii au fost reîntoși din Franța în Republica Moldova. Alți 9 copii nu au fost reîntoși de Republica Moldova către statele contractante. Deci, uitați-vă, în 4 ani, vedem că numai 2 copii au ajuns să fie reîntoși în Republica Moldova. Desigur, este o situație foarte complicată prin cazul doamnei Negară. Am intervenit față de Ministerul de Externe, care este foarte receptiv și încearcă să ne ajute. Cu Ministerul de Externe din Republica Italiană, deci este probabil că pe cale legală trebuie să acționăm și prin instanța de judecată să stabilim domiciliu cu mama. Deci uitați-vă cât de simplu a fost scoși din țară și cât e de greu să-i aducem prin aceeași modalitate care au procedat tata, să-i aducem înapoi în țară. Noi nu putem proceda așa cum a procedat tata, că și mama ar dori să ia copii, să vină acasă așa cum a procedat tata. Deci niciodată autoritățile italiene nu o să permită acest lucru. La modul practic, și care sunt acțiunile? Acțiunile, avem următoarea ședință pe 11 martie, chiar în Italia. Și pe 20 ianuarie avem în Republica Moldova ședința de judecată privind stabilirea domiciliului copilului. Da, deci prin instanța de judecată și oricum, deja cum am spus, eu m-am întors înapoi, caut casă și pentru că nu pot ca să stau din parte de ei. În primul rând, fetița aia mică are și deja probleme de sănătate, de când a mers în Italia a doua zi, vede foarte rău, de a doua zi a pierdut deja și vederea. Vede foarte rău, ea are 8 ani, vă dați seama, e
fapt acum îi face, s-a închis în ea, păi este o problemă psihologică. Nu ne-am despărțit niciodată în anii ăștia, nici zi, nici noapte și vă dați seama, la un moment se trezește că tatăl le spune nu, nu este, de fapt nu a fost un parc distractiv, dar vă duc în medalie. Nu, în Italia sunt de 15 ani. De câți ani am fost căsătoriți? 11. Doamna Tomedeau, și încă o precizare. Cei 28 de copii care au fost scoși ilegal, s-a constatat că de către cine au fost scoși? De tată, de mamă, de ajung, de vecin? De unul dintre părinte. Străin sau moldovin? Nu avem în detalii, deci puteți informația la Ministerul de Interne, care este plasată pe site, referitor la cazurile de răpire, de scoatere ilegală și puteți intra în detalii pe dosare penale care au fost intentate. Evident, conform articolul 164.1, răpirea copilului de către rudele apropiate, este sancțiune penală prevăzută pentru unul din rudele apropiate care încearcă să răpească copilul din familie. Deci, cred că este mult mai bine ar fi să fie o înțelegere între părinți, să nu ajungă să folosească acești copii ca niște obiecte de uz casnic, de proprietate privată și foarte bine ar fi exact o înțelegere și o conlucrare, un parteneriat atât între autorități cât și părinți. Și acum sperăm numai ca autoritățile noastre să conlucreze cu autoritățile italiene ca să putem acționa numai în interesul copilului și în primul rând vrem ca autoritățile italiene să audă, să ascultă vocea copiilor, ceea ce își doresc ei. Adică nu cei ce vor părinții, dar este foarte important cei ce doresc copiii. Procuratura din Republica Moldova a fost sesizată și inițial a fost depusă cerere în privința doamnei Negară. După răpirea copilului a fost sesizată și poliția pe cazul de răpire a copilului. Au fost, da. Au fost audiați parcursul vacanței, deci cum au venit... Înainte ca doamna Buliga a luat informații, înainte de a-i scăli documentul, a întrebat copiii, deci au fost întrebați cu cine vor stea, cum stau în Republica Moldova, au mers la școală, au văzut condițiile de trai și... Păi desigur. Da, desigur. Opinia copilului se poate asculta și până la 10 ani, dar de la 10 ani instanța de judecată sau organele poate să ia, este obligată să ia în considerație opinia copilului. Și așa sunt reglementările codului familiei. Da, v-am dat răspunsul ministerului. Copiii a spus că își iubesc foarte mult mama, ei vor să locuiască cu mama, își iubesc și pe tata și la vacanță vor pleca la tata în Republica Italiană și da, pe parcursul zilei de odihnă. A motivat, avem răspunsul. Uitați-vă răspunsul care a fost când am solicitat explicații. Noi am solicitat, de fapt, cum au ajuns la această decizie ca în mod de urgență să înapoieze, returneze copiii și care sunt documentele care au stat la baza acestei decizii. Și uitați-vă răspunsul ceea ce am primit. Cu totul e un răspuns evaziv, copiii sunt educați, bine îngrijiți și numai nu am primit răspunsul și făcând trimitere la convenție de la Haga. Deci atât. Deci nicio explicație concretă ceea ce am solicitat noi. Prezentați-ne, vă rog, documentele prin care au stat la bază să luați o decizie în mod de urgență ca doamna Negară să înapoieze copiii și să ne prezinte motivele. Adică este răpire în baza la ce au constatat că este răpire din partea mamei și trebuie să facă trimitere la Convenția de la Haga ca ea să înapoieze copiii. De fapt, nu e. Dacă ne uităm și o să vă uitați și consultați și Convenția de la Haga, pe cazul dat nu poate să fie vorba de un caz de răpire, mai ales să se expună pe acest caz un organ sau autoritate centrală din Republica Moldova. Este instanța de judecată. Până la urmă trebuia instanța de judecată să fie emis o hotărâre ca doamna Negară să înapoieze copilul. Atunci a implicat lucrurile acum. Vă dați seama, răspunsurile acestea, scrisorile acestea, i-a complicat situația doamnei Negară în procesul de judecată din Italia, care are loc acum cu stabilirea domiciliu și divorțul. Deci, eu ca să scoți copiii în
afara țării de un părinte, este nevoie de o procură din partea celorlalți. Exact. Un acord care este fie avizat. Vă explic. Deci în Italia funcționează odată ce copiii au pașapoarte. Deci unul din părinți, deja în ziua când vine să se dea acordul să aibă pașaport copiii, trebuie să fie ambii părinți. Cu acel acord nu mai e nevoie nici de o procură. Sau mama, sau tata poate să călătorească în orice moment. Dar copiii aveau dublă cetățenie? Da, da, desigur. A spus că era deci poți un copil. Cum... Tatăl avea pașapoartele copilului. Da, păi el a furat toate documentele. Înainte ca eu să vin în țară. Dar, o precizare, poate circula dacă are actele de acolo pentru organele din Italia, dar pentru noastră e nevoie de procură sau dacă deține acte? Nu, dacă deține acte italiene. Da, da, da. Ei au ieșit? Da. Da, exact. Pentru că, desigur, niciun italian nu o să accepte ca mai ales o doamnă, cum spuneau ei, conținător stranier doar ai fost, o să accepte un divorț ca femeia să-l lase și mai ales femeia străină. Dar când ați venit în vacanță, ați hotărâți? Nu. Noi deja hotărâsem mai înainte, ceea ce el nu era de acord. De ce ați hotărâți? Pentru că nu mai era posibil atâta violență psihologică și presiune pe ani de zile, că n-a fost posibil, pur și simplu. Eu niciodată nu am acceptat activitățile mele să fiu chiar și mai superioară decât el. Pentru că noi avem toate actele, el mie îmi cere 800 de euro pe lună să-i plătesc eu lui. Și 50% din toate cheltuielile care le are. Vă dați seama. Și am venit în Chișinău, a făcut o investigație cu toate bunurile care le am eu, conturi bancare, ca să ceară, știind că în Republica Moldova legea este că ceea ce cumperi în căsătorie vine la jumătate. Numai că el a uitat faptul că noi când ne-am căsătorit, tot el a cerut contract de căsătorie. Îmi spune ce e al meu, e al meu și ce e al tău, e al tău. Și are valoare atât aici cât și acolo și noi am mers, pur și simplu. Eu cred că ambasadele noastre unde sunt migranții noștri trebuie să întreprindă careva măsuri de urgentă pentru ca să informeze, să consulte mamele, că mai mult au depătimit mamele copiilor, ce trebuie să facă în astfel de situații, în cazul când decid să se reîntoarcă cu copiii noștri acasă. În ce instituții v-ați adresat acasă? La procuratură, poliție? Ministerul Muncii și Ministerul de Externe. Și la Poliția de Frontieră. Răspunsul instituțiilor responsabile se lasă așteptat în cazul răpirii copiilor din Republica Moldova.